Pe dealul mărcilor am urcat pe o potecă. Credeam că iese aici, sus, în poieniță. Dar nu e chiar așa. Poteca se termină aici. Și aici avem un cort. Un cort, un rucsac, o tabletă în fața cortului. Nu m-am apropiat, că nu știu cine e acolo. Și acum trebuie să... Acum n-am decât să ies pe aici, pe panta asta, la deal. Așa îmi trebuie. Dacă sunt curioasă și intru în toate potecile. Uite ce găsești. Foarte ciudat. Cineva s-a stabilit aici. Am ieșit în poieniță. Am intrat iar în pădure. Și aici un loc de belvedere. O margine stâncoasă. Se vede cartierul. Piatra Mare. Au! Strănut. Strada Carpaților. Ciucașul. Și cariera. Aici e o imensă groapă care nu se vede aici bine. O imensă groapă are vreo 6-7 metri adâncime. Pe semne e urma unei bombe. Chiar în marginea stâncilor. Cam așa arată. Și în față e o muchie împădurită. E o scurtătură pe care se iese în vârful dealului. Acum 2 ani sau anul trecut am urcat pe acolo. Am descoperit-o. Destul de dificilă, mai ales în partea de sus. Partea de sus e un cablu. Ok. Aici e un domn care zi de zi vine și se ancorează aici în peretele ăsta și, nu știu, plantează copăcei. Uitați ce lucrare a făcut aici. A făcut o terasă și astăzi l-am găsit tot aici. Se vede un pic scara. Mă duc un pic mai sus. Îl văd. De aici nu se vede. Se aude cum bate, nu știu, sparge piatra. Lumea a ieșit la soare. Nu se vede bine. De aici se vede ceva. Că sunt copaci. Sunt tufe. Ia să-l vedem.
se vede. Nu știu ce face acolo. Am mai vorbit odată cu el și mi-a explicat ce face. Eu nu știu, e ancorat acolo. Cred că da. Ce, Doamne, iartă-mă, face acolo ăsta. Nu știu, scoate bolovan de acolo. Nu știu ce face. Să găsesc o poziție mai bună pentru a-l filma. Eu nu știu ce face nenea asta acolo. Sapă și cad bolovani la vale. Se rostogolesc bolovan la vale. Are și o scară. Văd că circulă pe aici. Aici are un rucsac. Și eu nu văd unde plantează copaci. Sapă în piatră seacă. Uite ce face nenea asta. Doamne, ferește.
stă acolo și sapă. Sapă, sapă, sapă. Dar de ce sapă? Nu știu, uite, vine la deal. Haideți la deal! Dar sunteți legat? Păi și dacă se rupe o creangă? Aveți grijă, că eu, mie frică. Parașuta e parașută, dar aici n-ai parașută. Aici n-ai numai un fes pe cap. Aveți grijă și nu vă mai urcați pe aici. Eu așa zic, să nu vă mai urcați. Dar faceți-vă de lucru în altă parte, unde nu există pericol. Și de unde îi luați puieții? O, Doamne! Aveți grijă! Doamne ferește! Păi dacă-s bolnav... Ei! Păi da, dar poți să muncești altceva, nu să te cațări pe aici ca alpiniștii. Doamne ferește! Știu, că eu sunt aici de mulți ani, când nu era nimic pe Răcădău. Era poiană. Am făcut cu deținuții. Da. Cum mă lea înainte, dar o merg bine. Îi face deținuții, îi face poi, stați doi la hotel. Noi stăm 7-8 la hotel. Da, doamnă, ce se face? Asta e viața. Dar nu doamnă la nimeni. Eu zic să coborâți de acolo. Mai puteți coborâ? Da, bine, da. Păi mă duc de acolo și coboră mare. Păi am film, am putere. Tu sunt foarte elată. Ce vede și sunt de astăzi aici? Aoleu. N-ați putea nici să ies afară din casă dacă n-ați face. Ce să facem? Asta e viața. No, bine, aveți grijă. Să facem cât putem bine. Dar vă spun și invers, poate și mai bine ca mine, suntem mai etate, se cunoaște, că dacă suntem eu ca mine. Dar omul care muncește și cunoaște ce facă, ce la bun. Care nu a făcut, e greu. Dar trebuie să răzbatem, să vrem. Eu ziua de astăzi, nu că mă laud. Nu cunosc ce legi meseria sa. Și mâine mă angajez, dar nu vreau. Îmi ajunge. Am cu ce vreau. Da. Dar dacă nu înveți, nu cunoști. E cum ai dai toată. Sa. Fii electrician de mare tensiune, să
Da, de ce nu plecați dimineața dacă aveți atâta energie și puteți merge? De ce nu mergeți până în Postăvaru și înapoi? Dar nu trebuie până acolo. Mergeți, vă plimbați așa. Câteva ore. Nu lăsați că lucrul ăsta care îl faceți dumneavoastră nu-l apreciază nimeni, vă zic eu. Dani, n-am nevoie să apreciez. Am nevoie să mă simt eu bine. A, e altceva, dar e și riscul prea mare. Da, da, trebuie să cunoaște ceva. Dacă nu cunoaște, da, da. Dar să se gândea, o să zic, o să faci odată. Atunci ea iese bine toate. Doamne ferește, aici n-ai voie să greșești. Dacă ai greșit odată, te-ai dus la vale. Da, da, trebuie să fii atent. Da. Dacă nu ești atent, asta e pistologul. Sunt construcții, sunt faiburi, sunt suie piscele, exact cum e acum. Da.